Am revenit, suntem în direct. Profesorul universitar Silviu Gurlu este invitatul din această seară. Bună seara și bine ați venit în jurnal. Bună seara. Domnule profesor, dumneavoastră veniți din podul de piatră, dar și din mai multe zone, acolo unde ați făcut în această seară mai multe măsurători. Aveți date pesimiste, le-aș putea numi. Despre ce este vorba? Da. Eu am venit la emisiune cu, să spunem, o prezentare cu o informație, dar pe parcurs mi-au dat peste cap tot ceea ce se întâmplă acum în Iași. Este un pic de poluare severă, severă. Nu am mai întâlnit asemenea valori până la această oră, de când măsor eu. Miros deosebit, o senzație de sufocare. Eu am deja comunicat populației, ar fi bine, pentru că se pare că aceste valori sunt în creștere, să stea în casă mai mult, pentru că ne pot afecta aceste particule PM2,5 și PM10, dar mai ales PM2,5. Sunt norme depășite a poluării de câte ori? Sunt de până la 8 ori depășite maximile admisibile, maximile admise la particule PM2,5 și PM10. Dar PM10 sunt mai puțin importante decât PM2,5. Ce înseamnă PM2,5? PM2,5 sunt particule mici. Sunt particule mai mici de 2,5 micrometri, particule rezultate din, în special din combustie, din industrie, sunt prezente în fum și o parte din ele din praful înconjurător. Parte din ele doar. Aceste particule, cu cât sunt mai mici, cu atât sunt mai periculoase. Aceste particule sunt periculoase, pe de o parte, din cauza mărimilor mici, intră ușor în organism și produc foarte multe afecțiuni, printre care, am mai spus-o, o spun ca să se înțeleagă, și accidente cerebrale. În această seară, zonele cele mai afectate care sunt? M-am deplasat pe o are nu prea mare, așa cum am făcut-o altă dată, săptămâna anterioară, pe 18 octombrie, spre zona unde o să revin, de altfel. În această seară, de departe, în zona Podul de Piatră, pe pasaj Băncilă, aici în zona Galata, în zona Spitalului de Recuperare și în Podul Roș, de asemenea și înspre Bulevardul Ștefan cel Mare, la Palat. Sunt zonele unde eu m-am, să spunem, deplasat în această seară în câteva zeci de minute și valorile sunt foarte, foarte mari. Sunt și zone în care situația este mai bună? În momentul de față nu pot să spun lucrul ăsta. De regulă se știu anumite zone din Iași unde poluarea este ceva mai redusă. Sunt zonele mai înalte, zonele cum ar fi Breazul sau releul, turnul în Bucium, deci releul de televiziune. Usturime în gât, tuse, sunt doar câteva reacții ale organismului uman atunci când vorbim despre o astfel de poluare? Da. Să vă spun cum mă simt eu acum, pentru că mi este foarte greu, să știți. Este o senzație de respirație foarte grea. Cu siguranță o recunosc și cei care ne urmăresc. Usturime în gât, tuse pronunțată, senzație de vomă. Sunt senzațiile și sunt afecțiunile cu care eu mă confrunt acum în fața telespectatorilor, pentru că vin din zonele poluate. Dacă vorbim despre zilele precedente, situația a fost una mai bună? Aș putea să menționez că în perioada 14 octombrie, 18 octombrie, s-au semnalat cele mai mari valori ale concentrației de particule PM2,5 și PM10 din acest an. De departe, zonele cele mai joase, într-adevăr, și zonele unde sunt mai mulți poluatori, au fost de departe cu concentrații foarte mari, o să revin asupra lor, și undeva zonele cele mai puțin poluate au fost cele înalte, zona Breazul, zona Agronomiei, zona Universității Sfântul Ioan Cuza. E vreo explicație că toamna se înregistrează cele mai înalte valori, depășiri de până la 8-9? Da. În primul rând ne confruntăm cu o categorie pestriță, să spunem, exotică de poluatori și poluanți în Iași. Sunt șantiere, sunt deopotrivă drumuri, sunt mașini, tipuri de mașini cu graduri diferite, grade diferite de uzură, număr mare. De asemenea, industria, să revin asupra fiecarei categorii în parte, în măsura timpului, avut la dispoziție. Și peste acestea, deci există o concentrație foarte mare de particule de acest tip, dar pe mine nu mă îngrijorează particulele în sine, ce conțin aceste particule din punct de vedere chimic, pentru că acestea sunt cele mai importante. Ce conțin chimic sunt cele mai nocive.
Peste acestea, în această perioadă a anului, se suprapun fenomene meteorologice care, să spunem, fac să preseze toți acești poluanți la sol și concentrațiile devin din ce în ce mai mari, apare acel smog de particule, cu particule cu praf, cu oxizi, un amestec extrem de periculos, care se află într-o continuă transformare, ziua într-un fel, noaptea într-un fel, în funcție de temperatură, în funcție de umiditate, se transformă. Și acești compuși din smogul respectiv sunt extrem de poluanți. Nu sunt monitorizați, din păcate, atât în Iași, cât și, de fapt, în nicio zonă din țară. Au fost dese zilele cu smog în această toamnă? Dumneavoastră da. Le monitorizați și de aceea vă întreb. Au fost multe, destul de dese și în această perioadă sunt și probabil că vor mai fi. Ele cumva se pot prognostica sau se pot măsura și acestea reprezintă un semnal de alarmă pentru autorități, pentru a interveni de asemenea cei din industrie și așa mai departe, pentru a reduce în această perioadă de timp cât ține acest fenomen de inversie termică, a reduce pe cât posibil poluarea. Datele pe care le faceți și pe care le aveți dumneavoastră cu siguranță au ajuns și la autorități. Aveți un feedback din partea lor? Eu sunt convins că au ajuns. Nu am un feedback, dar sper că va veni nu spre mine, ci va veni feedback-ul spre populație cu măsuri pentru a scădea poluarea din Iași. Dacă tot vorbim despre măsuri, Garda de Mediu, primăria spune că au luat anumite măsuri pentru reducerea poluării. Cum le considerați pe aceste măsuri? Nu le. Și știți de ce? Vă rog. Pentru că nu au cu ce să facă măsurători. Pentru a lua măsuri, poate sunt eficiente, dar nu sunt eficiente într-o zonă sau în alta a orașului, pentru că nu ai un feedback, nu ai cum să vezi dacă acea măsură și cum acea măsură este relevantă într-un context general. Ai nevoie de echipamente, ai nevoie să urmărești fiecare palmă de pământ în Iași, ai nevoie să urmărești ce se întâmplă la sor, ai nevoie să urmărești ce se întâmplă în atmosferă la altitudine foarte mari, să corelezi cu diferiți parametri meteorologici și mulți, mulți alți factori și compuși poluanți care afectează în primul rând sănătatea oamenilor. Eu spre asta mă îndrept, spre oameni, spre sănătatea lor. Domnule profesor, în afară de aparatura aceasta despre care ați pomenit, ce măsuri concrete ar trebui luate din punctul dumneavoastră de vedere pentru a ține sub control poluarea aceasta cu care se confruntă Iașiul și alte orașe din România? Este foarte greu. Sunt de departe două măsuri importante. O măsură pentru populație. Ce trebuie să facă populația și o măsură ce trebuie luată o măsură, un pachet de măsuri ce trebuie luate de autorități. Pentru populație am mai spus-o și sfătuiesc ca în aceste perioade de timp, cu vârfuri de poluare foarte mari, rămâneți în casă sau nu rămâneți foarte mult în zonele neaerisite din oraș. Purtați mască corespunzătoare, în special sportivii să folosească asemenea măști. Copiii, de asemenea, să fie protejați. Sunt perioade ale zilei foarte poluate, perioade cuprinse în interval de timp 8-10 de regulă și respectiv 9-24. Dar iată că sunt și excepții, cum este astăzi. Deja poluarea este foarte, foarte mare, de la ora 6 după amiază a crescut foarte mult. Dar dacă vorbim despre măsurile care duc la reducerea poluării, care ar fi din punctul dumneavoastră de vedere? Ca să faci o reducere a poluării, trebuie să știi cine poluează și trebuie să iei măsuri asupra poluatorilor, asupra celor din industrie, asupra celor care gestionează șantierele, asupra managementului, adică în ce măsură fluidizezi traficul sau urmărești mașinile sau, să spunem, te îngrijești de calitatea și numărul de mașini, traficul în general și sunt foarte multe. Și mi-ar fi extrem de greu și imposibil să o spun eu în momentul de față și nimeni din această lume până când nu ai instrumente de măsură să supraveghezi în timp real toți acești factori, știind care este distribuția lor în timp și în spațiu, poți să intervii fix la momentul respectiv asupra poluatorului în primul rând, pentru că bănuiele avem, dar nu știm cât de mult, nu știm când. Puteți să vorbiți despre aceste bănuieli? Sau încă nu sunt? Am semnale foarte multe de la populație privind anumite categorii de șantiere, anumite, să spunem, zone industriale ale Iașului, din zona centrală, din zona periferică, de o parte și de alta a Iașului, unde se pare că poluatorii sau, să spunem, zonele industriale nu sunt atât de bine îngrijite. Voi face măsurători proprii și mă voi îngriji
să scot în evidență ceea ce trebuie să scos în evidență și pentru a stopa aceste aceste fenomene. Domnule, această poluare. Domnule profesor, în altă ordine de idei, în weekend, când traficul este redus, când șantierile poate sunt mai puține sau închise, situația se prezintă alta? Da, de departe. De departe, în aceleași condiții meteorologice, pentru că trebuie să stabiliți niște parametri, în aceleași condiții meteorologice se vede clar că lipsa sau un trafic mai redus, șantiere mai reduse și funcție de asemenea și de anumite zone, de departe poluarea scade, se uniformizează cumva peste tot Iașul, adică sunt concentrații cumva similare, se uniformizează gradul de poluare, scade în general și este o atmosferă mai bună. Dar, și aici există un dar, pentru că sunt încă mulți alți factori ce depind de starea și de un moment dat din Iași. Vă urmăresc și pe Facebook, acolo vorbiți de multe ori despre inversiuni termice. Ce înseamnă acest termen? Tot spuneam de astfel de fenomene meteorologice. Acestea sunt legate de așa numită inversiune termică. În termen foarte simple, lucrurile stau în felul următor. În mod normal, temperatura scade de la sol pe verticală. Această scădere influențează în mod pozitiv dispersia poluanților în atmosferă, adică aerul se îmbunătățește. Dar sunt anumite intervale de timp, anumite perioade, când temperatura nu mai scade, cum se face într-o perioadă mare de timp, ci are un salt cumva și așa anume temperatura este mai mare la înălțime decât la sol. Spre exemplu, este mai mare în zona Breazul sau în zona Releului decât în zona de în zona Podul de Piatră. Spre exemplu, această variație de temperatură, această inversie de temperatură, de aici este și numele, duce la o păstrare, la o înghesuire, la o presare acestor poluanți la sol și se produc ceea ce vedem cu toții, concentrații foarte mari de poluanți și apar poluanți extrem de nocivi. Asta este important, de fapt, de spus populației. Nu că este particulă PM2,5 și este în concentrație mare, deși este extrem de nocivă această particulă. Nu PM10, pentru că este foarte mult praf, deși e important. Nu. Ceea ce este în acea particulă sunt compuși chimici care ne afectează sănătatea. Nu sunteți doctor, dar aș vrea să vă întreb și aș vrea să ne explicați, să le explicați telespectatorilor cum anume, adică cum simte corpul nostru, cum ne influențează aceste particule? Oamenii, unde putem ajunge? Afecțiuni cardiorespiratorii, ale aparatului circulator, am spus, sunt diferite, chiar și diabet. Pulmonare, la fel? Da, pulmonar, evident. Multe afecțiuni legate de poluare. E un cumul de afecțiuni care depind și de persoană, de sistemul imunitar și m-aș bucura foarte mult ca medicii să vină, să aibă curajul, pentru că știu că o spun, mi-o spun în privat, în particular, dar nu m-aș bucura să vină. Dar nu au curajul să o spună în public. Și să tragă și ei un semnal de alarmă, cel real, cel din teren. Direcția vântului influențează aceste variații ale culorii? Da, evident că este influențată de temperatura această poluare, influențată de masele de aer, influențată de, de direcția maselor de aer și de configurația poluatorilor la un moment dat din Iași. Iar în general, cele mai afectate zone din Iași, care sunt? În general, cele mai afectate zone din Iași sunt cele mai joase, dar și aici am un dar, pentru că sunt și, să spunem, excepții de la regulă, unde, spre exemplu, la un kilometru distanță, la același nivel, undeva la o altitudine de 45 de metri, spre exemplu, e o diferență extrem de mare, de 4 ori poluarea mai mare, spre exemplu, în zona rondului Păcurari, la intrarea în Iași, decât zona Păcurari-Piață. Este o distanță extrem de mică, dar între aceste două distanțe, de regulă, diferențele de poluare sunt foarte, foarte mari. Poziția geografică a orașului nostru reprezintă un avantaj sau dezavantaj atunci când este vorba de poluare? Sunt mulți parametri ce trebuie luați în considerare atunci când gestionăm situația în general. Este greu să spun eu și o repet și oricare alt cercetător. Dacă nu avem suficiente echipamente
de calitate, adaptate acestui secol, peste Iași, pentru Iași, pentru a avea o imagine de ansamblu, pentru că este o situație extrem de complicată. Sunt poluanți și există un cumul de evenimente și, să spunem, de fenomene care favorizează acest lucru. De asemenea, sunt foarte mulți incendii, trebuie să spunem că afectează foarte mult calitatea aerului din vecinătate și din centru, spre exemplu, că masele de aer derejează acești poluanți. Fumul este extrem de periculos și îl simțim prin miros. Sunt foarte mulți factori și îndemn populația să se îngrijească de aceste fenomene, să aibă grijă de vecini și de oricare dintre cei apropiați. Domnule profesor, spuneați ceva mai devreme că aveți multe semnale din partea oamenilor. În alte orașe am auzit de manifestări antipoluare. La Iași au fost astfel de manifestări. Ne așteptăm ca oamenii să iasă în stradă din cauza poluării? Așa este. Sunt manifestări în țară, sunt în București, sunt mai ales în Ploiești. În Ploiești, acum am remarcat, da. În Ploiești, unde voi participa și eu, de asemenea, la un meeting, de asemenea, în această săptămână. În Iași sunt mai puțin frecvente, dar mă aștept să crească intensitatea și ponderea lor, pentru că nu se mai poate. E o stare foarte, foarte rea. Ne apropiem de sezonul rece, ce-i drept, cu pași mai înceți, mai e mult până va cădea zăpadă. În iarnă, poluarea este mai mică? Poluarea în zona aceasta, în anotimpul mai friguros, cu zăpadă, depinde de precipitații, depinde de cât de mult se poluează din vecinătatea Iașului, dacă oamenii folosesc centrale pe lemne sau pe cărbuni. Depinde de trafic, depinde foarte multe lucruri, foarte, foarte multe aspecte, așa încât mi-este greu, pentru că sunt anumite perioade de timp, din același anotimp, unde, să spunem, picurile de poluare variază, pentru că sunt foarte mulți parametri. Dar fiecare dintre noi, fiecare, poate să contribuie la o diminuare, oricât de puțin, dar contează în acest ansamblu al poluării Iașului. Și principalele măsuri, dacă tot vorbiți că fiecare dintre noi ar putea reduce cumva această poluare, care ar fi principalele măsuri? Pentru populație este mai greu, dar ar putea să renunțe la mașini cât se poate, dacă sunt mai multe mașini în familie, de renunțat la o parte din ele, de folosit atât cât se poate transportul în comun, deși nu este pus la punct atât cât ar trebui. Sau bicicletele. Sau bicicletele sunt foarte multe. Să știți că sunt foarte multe lucruri și faptul că eu nu le pun pe toate acum pe tapet, asta înseamnă... Oricum ne apropiem de sfârșitul jurnalului, domnule profesor, și nu mai avem timp, dar data viitoare ne vorbiți despre aceste măsuri. Da. Cei care doresc să afle mai multe informații pot accesa pagina noastră de Facebook, Silviu Gurlui. Vă mulțumesc încă o dată pentru informații și vă aștept și cu alte noutăți. Vă mulțumesc. Bună seara. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă să aveți și vizionare plăcută în continuare.